بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi este joi, deci este vremea reward-urilor. Să vedem pentru ce am câștigat 14 meciuri, pentru ce ne-am chinuit să fim rank 1 la Division Rivals, să vedem pentru ce ne-am stricat al nu știu la câtelea weekend la rând. Am jucat toate weekend-urile de când a apărut FIFA 21. Doamne, nu am viață! În Urseni ninge, dar ninge cam povești și aici sper să iau walkout-uri mari în Părătești. Înainte să mergem să luăm pachetelele, vreau să mergem să ne uităm la Team of the Week. Să vedem ce avem în săptămâna aceasta la Team of the Week. Băi, la prima vedere pare un Team of the Week foarte, foarte ofertant. Avem zeul ăsta în apărare, Varan. Arată splendid. Am zis cu ș special. Dăm să ne uităm cât e pe market. 1.000.000 de coins. Aproape 900.000. Avem din nou, dacă mă lasă, Kimpembe. Cine este cu echipă de League 1, prea puțin cred, un Kimpembe la vreo 300.000 așa. Avem un poartă Muslera, nu arată rău, dar n-ai ce să faci cu el din cauza naționalității și a ligii. Avem un Gabriel Paulista, îl strică pace-ul, după cum vedeți, nici nu are, nici nu e foarte scump, are doar 71 pace. Dacă ne uităm totuși la Varan, 80 acceleration, 86 sprint speed, i-ai dat un shadow țuțic, are defending awareness 99 cu shadow, are strength bun, stamina aia, dar ca și CB e destul de ok. Mergem aici, îl avem pe Angelinho, fostul jucător al celor de la Manchester City. Sincer, nu înțeleg cum vine asta, acceleration 91, sprint speed 66, dar ok, trecem peste. Nu are strength, însă are stamina. Este clar un LM, nu un LB, deși are și defending bun, dar nu cred că este posibil să fie folosit. Îl avem pe Morales de la Levante, dacă nu am greșit. Dacă văd eu bine, acel da, de la Levante, acea siglă. Un pace foarte bun, 91. Are finishing și shoot power, i-a dat un hunter, i s-a dus în 95, are și balance și agility decent, în schimb, ba, are și 4 skill moves, ba, n-arată rău, poate să fie folosit. Îl avem pe Ante Rebic cu 91 pace, finishing și shoot power decențel, are agility și balance micuți, deși are 4 stele. Stamina și strength decențele. Merge și el folosit, poate super sub, poate super sub. Îl avem pe Golovin, sau Golovin, sau Golovin, sau cum se mai zice. Un 4-4 și el, bă, destul de mulți schilări în această etapă de Team of the Week. Toți au 4 aici la mijloc, niciunul nu este CM. În schimb, toți sunt LM, LM, RM, ok? Ne uitam la Golovin pentru League A, 81 acceleration, 87 sprint speed, finishing mic, shoot power mic, crossing, adică passing destul de ok, agility și balance bun, strength mic, dar are stamina. Ok. Mergem pe Oyarzabal, un 85 pace, destul de micuț și el ca și pace, are finishing și shoot power decent. Are agility și balance bun, însă are doar 3 skill moves, deci clar nu este făcut de făcut. Îl avem din nou pe Depay, nu știu al câtelea inform este de data aceasta. Are 5 stele la skill moves, 3 la weak foot, greuț, greuț că ai nevoie să șutezi cu ambele picioare. În schimb, 89 acceleration, 90 sprint speed, finishing bun, shoot power bun. Balance și agility nu așa bun, deci trebuie să-i dai ori pace și dribbling, ori shooting și dribbling, depinde de ce ai, de ce ai nevoie. Nu știu dacă e atât de meta și nu știu dacă e atât de ușor de folosit.
Îl avem pe Sterling pe partea asta la altă, cu 98 acceleration, 92 sprint speed, finishing 89, nu înțeleg cum, că omul ăsta ratează din fața porții, wow, este absolut groaznic. Are balance și agility foarte bun, are 4-3 și costă, cred că destul de mult, ișor, costă jumătate de milion, de pai și el la vreo 100.000, Oyar Zabal vreo 60.000 acolo, iar aici iar nu cred că trecem de 20-40.000. Hai să vedem, Morales cred că e un 35.000, Rebic e un 30.000, iar Golovin aproape preț de discount. Avem însă și o bancă ofertantă, chiar avem o bancă de rezervă ofertantă, l-avem pe Perin din Italia, îl avem pe Luke Shaw, un card de aproximativ 25.000, îl avem pe Almiron, care în sfârșit a făcut ceva pentru Newcastle și a prins și el un inform, și îl avem pe Lord Lingard. Sincer, dacă îl prind pe Lingard, eu sunt foarte mulțumit, nu neapărat pentru memă, dar și pentru memă. Nu are chiar așa un card rău, 88-89 agility și balance, stamina 87, finishing 77, acceleration 83, 4-3, bă, nu arată chiar atât de rău. Clar, țintele principale, să zicem, sunt Varane, Kimpembe și ăștia trei din față pe ideea de rating. Clar, doar Varane și Sterling mi se par pe modul pe bune de jucat. Și după ce am făcut această prelegere lungă, mergem să luăm pachetele. În primul rând, pachetele de la Division Rivals. Mergem de data aceasta pe Tradable, doar unde avem la rank 1 Division 3, cred, un Mega Pack, un Rare Player Pack și un Prime Gold Player Pack. Nu am mai luat de foarte mult timp pachete Tradable și am destul de mulți untradable în club, așa că aș vrea să nu mai îmi vină atât de multe duplicates-uri și să trebuiască să le dau cu Excel. Și avem picurile, unul din 3 Foot Champions Player, îl avem pe Perin, un 84, ok, iar al doilea player pick, bam, din nou Perin, Gabriel Paulista, 84 și îl luăm pe Gabriel Paulista, 2-84, as you know, gold 3, la silver 1, săptămâna trecută am prins mai bine, mult mai bine. Mergem pe prime gold player spec, le luăm pe rând, repede-repejor, și așa ne-am întins blanaua pe acest episod. Bineînțeles, nu este walkout, nici... Ba da, este un board, este Dzeko, cel mai probabil. Da, este Dzeko, un 83, dacă nu mă înșel, da, un 83 și, doamne, câți duplicates, as I said. Aș vrea să mă pun să fac 81 upgrade-urile alea, deci sper că o să am timp, iar de seară o să avem pe opening cu 81 plus-o alea. Avem walkout, blană. Oh, ăsta e din ăsta nou? Szoboszlai! Îl avem pe Szoboszlai, future star! Wow! Wow! Nice! Ereide! Micinals! Ok, și cred că e ceva sute de mii jucătorul ăsta și e tradable. Szoboszlai! Bă, nu ne putem plânge. Alo, wow, hai să vedem. Cum dau, compare price. Băi, 500 de mii. Wow, e 500 de mii, not bad. Îl vând pe ăsta, iau pe Varian Info. Wow, bă, gold 3, pachetele. Szoboszlai, e reide. Mergem mai departe, hai să luăm, hai cu Mega Pack-ul, acum, na, ce putem să facem, am făcut plus 500 de mii, am făcut plus 500 de mii, random, am crezut că o fi vreun inform, dar e foarte bun și Szoboszlai, nu am cum să-l integrez, nu am cum să joc cu el, nu o să-l dau afară pe Felipe Anderson pentru Szoboszlai, dar 500 de mii,
500.000. Doamne ajută, tot așa. Tot așa la premii. Nicio problemă, nu ne spărăm. Încă două megapack-uri. Hai. Hai. Nu este walkout. Este totuși un board down. Italia. CB. De la Lazio. Acerbi de 83. Yes, un acerbi de 83. Decențel. Decențel. Și avem un player pick 75-80 rated. Dum, 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 Zinchenko. Bun, ok, și un Zinchenko. Cine se poate supăra? Nu eu. Și ultimele două pachete. Hai încă o dată cu Mega Pack-ul. Hai cu Mega Pack-ul. Hai să vedem. Poate, poate vine un walkout. Nu mai vine de mult un walkout, un Mega Pack. Nu este nici de data aceasta. Este din nou un board. Avem Ilicic de la Atalanta. Nu am știut să zic din prima steagul, așa că m-am oprit ca să nu... Avem pauză. Shun Bale, Shun Ibrahimovic. Bă, în pachetul ăsta, un mega pe costa 84, 83, 83, nu-i rău. Chiar este bine cum a picat. Romero și Cristian Teo, ok. Stadium Theme, România și badge-ul de la Spurs. Și ultimul pachet, rar player spec. 12 gold, 12 rari, un walkout? Avem un walkout? N-avem un walkout. Ne-a dat pe Slobozlai. Acum, cât să mai cerem și noi? Îl avem pe, din nou, Cristian Teo de la... nu! Jose Callejon de la Fiorentina, un 84. Ok, hai că e bine. Mergem, trecem. Plus Vela, plus Mandanda. Ok, bun. Jucător de SVC, bineînțeles. Băi, nu am mai avut un pack opening de premii din Weekend League de foarte, foarte mult timp, atât de bun. Sunt mulțumit! 500.000, în momentul ăsta am 400.000. Vedem ce putem să facem cu acești bani. Am putea să luăm Neymar. Am putea să ne întărim în altă parte. Am putea să luăm Varane in form. Mai vedem. Ne mai gândim. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram. Sunt acolo, am activitate, mă puteți vedea cam aproape zilnic pe story-uri, am multe postări, anunț când se întâmplă ceva special pentru stream, anunț când fac stream, hai să ținem legătura acolo, ai link-ul în descriere, intră și dă-mi un follow. Până data viitoare, am un singur sfat pentru tine. Joacă FIFA, că nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. Te-am pupat, ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen. Da tu, ești bătămen, bătămen. Da tu, ești bătămen, bătă, bătă, da bătămen.